Vinicius Junior este clar starul celor de la Real Madrid. Bine, acum cu Mbappe se va împărți ideile. De zic că momentan, până să înceapă sezonul următor, Vini este cel mai bun de la echipă. Vini care reușește un sezon foarte, foarte bun la Real Madrid, câștigând la sfârșit și Champions League-ul, ba chiar a reușit să înscrie în finală. El care a jucat foarte, foarte bine la Real Madrid. Astăzi îi vom face simularea de 10 sezoane, practic o să simulăm 10 sezoane cu Vinicius și o să vedem unde o să ajungă. Așa că, haideți să vedem! E bine, și suntem la Real Madrid aici, unde suntem clar Ancelotti și unde îl vom urmări pe Vinicius Junior. El este momentan de sigur la Real Madrid, aici poziția de striker, o să schimbăm și formația, cât să poată să intre bine. El are 89 overall, destul de bine pentru el, însă ca să fie mai interesant, acest videoclip îl vom face puțin mai diferit, foarte puțin mai diferit. Și diferența o să fie clar la obiective. Obiectivele o să fie puse identic cu simularea lui Neymar. Asta a fost o idee dată de un abonat, o idee foarte, foarte bună și am zis, hai mă să o facem. Așa că da, să simulăm 10 sezoane, doar că cu obiectivele lui Neymar, pentru că știți că avem simulare și cu Neymar. Ei bine, și dacă mergem la canalul nostru, la videoclipul acesta cu Neymar Junior, cam acestea sunt obiectivele și acestea o să le folosim și noi. Adică să reușim să obținem 20 de trofee, să câștigăm 5 baloane de aur, să câștigăm 3 Champions League-uri, să câștigăm de 2 ori Super Cup-ul, desigur Vini trebuie să câștige titluri în 3 ligi diferite, să câștige 4 ghete de aur, să ajungă la 99 overall, să înscrie 200 de goluri și 100 de asisturi. E bine, cam acestea sunt obiectivele, acum o să vă arăt și ce a reușit Neymar să facă. E bine, după cum vedem, el n-a reușit trofee, n-a reușit baloane de aur, n-a reușit Super Cup-ul, nici gheta de aur și nici overall-ul. Însă, noi trebuie să-l trecem efectiv la tot. Bine, acesta ar fi obiectivul nostru, însă o să le comparăm și o să vedem la final ce a reușit să facă Vinicius. E bine, acestea fiind spuse, haide să începem simularea. Desigur că va trebui să schimb formația aici. E bine, și cam așa va arăta, însă Vini ne interesează cel mai mult. Hai să vedem ce putem să-i facem lui Vini, în primul rând. Lui Vini, hai să vedem ce putem să-i dăm. Putem să-i dăm un support winger pentru început și este destul de bine pentru el, așa că asta o să-i dăm. E bine, și haide să simulăm primul sezon cu Vinicius la Real Madrid, desigur, și să vedem ce reușește să facă. Hai să vedem în primul sezon cine câștigă balonul de aur. S-ar putea să fie, desigur, Haaland, dar hai să vedem și se pare că da, este Haaland ca de obicei. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Vinicius Junior și are 93 overall deja, crescut destul de mult de la 89 la 93 plus 4, destul de bine pentru el. Vedem însă că Toni Kroos a scăzut. Haideți să vedem ce a reușit să facă și se pare că a reușit 31 de goluri, mai multe goluri pentru Rodrigo, însă 20 de asisturi este foarte, foarte mult. La gata de a reuși, se pare că n-a reușit. Bă, pe locul 2, Griezmann cu un sezon foarte, foarte bun. În La Liga totuși reușim, nu pot să crește pe locul 2 și da, Barcelona este pe locul 1 cu un sezon foarte, foarte bun aparent. 10 puncte diferență față de noi, e ceva. În Supercopa reușim totuși, nu reușim din nou, este Barça. Copa de Spania reușim totuși, reușim Copa de Spania 2-1 versus cei de la Cadiz. În Champions League, hai să vedem totuși am reușit să facem, se pare că terminăm cu pe locul 1 cu 13 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Benfica pe care o bate cu 6-4 la general. În Quadra Final se pare că dăm de Inter. Bă, care ne scoate Inter cu 5-3 la general, pe bune. Se pare că este în final totuși. Suntem în sezonul cu numărul 2 și în sezonul acesta, haideți să vedem ce putem să-i facem lui Vinicius Junior, care să ajungă acolo la un mare, mare overall. El momentan are overall-ul de 93, foarte, foarte mare pentru el. Astfel, totuși, cred că îi punem, da, tot un suport sau poate un playmaker. Haideți să o să-i punem un playmaker. Cred că vom rămâne la Real Madrid în continuare, cred că încă vreo 2 sezoane sau 3, nu știu, o să vedem. Însă vreau să stăm la Real Madrid până câștigăm și noi măcar 2 trofee Champions League-uri, ceea ce și desigur și La Liga. Așa că simulăm sezonul numărul 2, hai să vedem ce se întâmplă cu Vini în continuare la Real Madrid. E bine, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur în sezonul numărul 2 și se pare că este Vinicius Junior, mă, bine, mă, bine, mă, a reușit primul lui balon de aur din sezonul numărul 2. E bine, sezonul numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată Vinicius Junior și are 95 overall, destul de bine pentru el. Haideți să vedem ce a reușit să facă sezonul ăsta și se pare că, da, sezonul ăsta este mai prost decât sezonul anterior. 23 de goluri și 11 asisturi pentru el. La gata de a reușește, nu reușește ce este Rodrigo, după cum vedem. Vini este tocmai pe 9. În La Liga reușim totuși, nu pot să cred. Cine câștigă mai data asta? Real Sociedad, 2 puncte diferență. Wow, ok, wow, efectiv wow. Supercopa reușim să câștigăm, reușim 2-1 versus cei de la Barça. Copa de Spania reușim, nu reușim nici să câștigăm Girona.
În UEFA Champions League se pare că terminăm pe locul 2 în grupa noastră, Borussia Dortmund iese pe locul 1. În Round of 6 se pare că dăm de Arsenal pe care o batem cu 5-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de AS Monaco pe care o batem cu 5-1 la general. În semifinale însă pierdem versus la PSG cu 2-1. Mamă, dar și ce semifinale! Se pare că în finale este PSG versus Barça și câștigă PSG. E bine, am ajuns în sezonul cu numărul 3 și în acest sezon cred că o să plecăm, nu știu ce să zic. S-ar putea să crească mai mult Vinicius și să nu putem să-l transferăm. Însă încă n-am câștigat la Liga și da, avem nevoie de la Liga. Echipa însă iese cam slăbită față de alte dăți. Echipa chiar este și stai să vă arăt de ce. O să dăm advance la o singură zi și o să vedeți că mulți pleacă pentru că nu mai vor să efectiv să-și prelungească contractul și nu prea am ce să le fac. Și după cum vedeți mai avem left back, right back și multe din rezervă, chiar portar de rezervă n-avem. Așa că presupun că o să vedem dacă primim ofertă de la Vinicius, eu o să-l pun pe lista de rezervă. Dacă primim, o să transferăm. Dacă nu, o să încercăm sezonul următor, poate cu o roată ceva pentru că nu avem cum să rămâne doar la Real Madrid. Oh, se pare că clauza a fost plătită și se pare că a fost plătită de Liverpool, wow, efectiv wow, dacă mai vă aduceți voi aminte, ne avem carieră făcută cu Liverpool și tot la fel l-am transferat în primul episod pe Vini, wow, sunt foarte curios dacă o să accepte Vini, pentru că na, și el trebuie să accepte. E bine, și se pare că acceptă Vini transferul la Liverpool, pleacă de la Real Madrid, iubita lui echipă, și se duce în Premier League în Anglia, tocmai la Liverpool, pe sumă mare, 336 de milioane de euro. E bine, și până la urmă Ancelotti ajunge în Anglia, aici unde desigur va intra Vini, însă trebuie să facem echipa asta să arate foarte bine, așa că revin imediat. E bine, și cam așa va arăta echipa, un 4-3-3 atac, doar că, na, mijlocașul drept e mai împins înăuntru. Aici avem niște jucători destul de buni, Udogi care iese aici și restul echipei cam la fel, na, cam la fel. Pentru sezonul numărul 3, hai să vedem ce punem lui Vinicius. Are nevoie de shooting, zic eu, da, da, clar de shooting, adică inverted winger. Development planul meu preferat, așa că asta o să-i dăm. E bine, și pe la urmă îl voi pune pe Jota în atac și Gakpo puțin mai spate, pentru că Elliot s-ar putea să nu crească, așa că da, cred mai bună decizia asta. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 3, să vedem ce va face Vinicius de data asta în Anglia la Liverpool. E bine, în sezonul cu numărul 3, hai să vedem cine câștigă balonul de aur. Și se pare că este Haaland. Ok, ok, data asta se pare că revine Haaland. E bine, sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și ce a reușit să facă. Și se pare că Vinicius a ajuns la 96, crește ușor, ușor totuși. În rest, echipa a rămas cam la fel. L-am mutat acolo eu pe Rafinha pe dreapta, în rest, da, echipa la fel. Hai să vedem totuși ce a reușit să facă. Și Vinicius Junior cu 31 de goluri. Asta zic, mă, 31 de goluri și 14 asisturi. Gata, de-aia reușim să câștigăm. Nu reușim, bă, este Son pe primul loc. Wow, noi suntem tocmai pe locul 7 cu 17 goluri. Premier League totuși reușim să câștigăm. Nu se pare, se pare că suntem pe locul 4. City cu un sezon destul de bun acolo și Spurs la fel. Emiratul SF Cup reușim să câștigăm cu 4-1. În Carabao Cup reușim să câștigăm, nu, aceste Manchester City. Haideți să vedem ce am făcut și în Champions League se pare că terminăm în grupa pe locul 1 cu 12 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Benfica pe care o batem cu 4-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de PSG care ne bate cu 3-1 la general. Bă, ce rapid ne scoate. Și finala este contra, pe bune, Real Madrid versus PSG. Mamă, și parcă văd că câștigă Real Madrid. E bine, suntem în sezonul numărul 4 și în acest sezon o să rămânem în continuare de sigur la Liverpool pentru că avem nevoie de această echipă ca să câștigăm trofee. Din păcate, multe față, Vinicius nu se surcă foarte bine. El are 96 overall, 25 de ani și hai să începem să-i punem, da, clar, în continuare un inverted winger. Însă a început să scadă în creștere, să zic așa, adică crește mult, mult mai greu. Totuși o vom păstra să vedem ce reușim să facă. Ei bine, merge și simulăm în sezonul numărul 4. Să sperăm că data asta câștigăm din nou balonul de aur și, desigur, un Champions League poate. Hai să vedem în sezonul numărul 4, în 2026, cine câștigă balonul de aur. Și se pare că este... ok, este Haaland. Bă, dar a început să câștige asta în continuu, efectiv, în continuu. E bine, sezonul numărul 4 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Vinicius Junior și are 97 overall, destul de bine pentru el. Totuși sunt curios ce a reușit să facă și a reușit
28 de goluri și 16 asisturi. Destul de bine pentru el, însă, da, este un sezon clar mai slăbuț. Gheata de aur reușim să o câștigăm, Norwich, aici se pare că este Gonzalez de la City. Nu este întotdeauna pe locul 3 totuși. Iar Premier League, nu reușim, bă, nu pot să cred, nu reușim, din nou și din nou nu reușim. Suntem pe locul 3, Arsenal cu un sezon fabulos, efectiv foarte, foarte bun. FA Community Shield, se pare că pierdem 1-0 versus cei la Manchester City. Emirates FK reușim să câștigăm? Nu, din nou este Manchester City. Carabao Cup? Nu, din nou este Manchester City, wow, efectiv am pierdut. Oriunde am pierdut. Haideți să vedem totuși în Champions League ce am reușit să facem. Terminăm grupa pe locul 1 cu 13 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Juventus, care ne scoate cu 4-2. Wow, ok, ok. Ne scoate instant, ne scoate Juventus. Și câștigă Inter, ok. Ei bine, suntem în sezon cu numărul 5 și în acest sezon este timpul să ne transferăm. Nu știu dacă o să putem, pentru că avem 97 overall. O să mă pun pe lista de transfer, însă o să vedem ce o să primim, dacă o să primim ceva. În caz că nu primim, o să dăm de roată, pentru că nu putem să stăm doar la echipa asta. Și o să vedem totuși ce echipa ne pică până la urmă. Dar haideți să vedem dacă primim oferta. Wow, efectiv wow. Primim ofertă de la Real Madrid, ne vrea înapoi Real Madrid. Efectiv, Real Madrid îl vrea pe Vini înapoi. Dar aș accepta, deci aș accepta o ofertă. Cred că e prima oară când văd așa ceva într-un joc FIFA, EFC, slash, ce vreți voi. Un jucător de 97 overall să primească o ofertă este ceva wow. Totuși, haide să ne repezim și haide să vedem totuși ce echipare. E bine, în atac este în continuare desigur Rodrigo cu Jude Bellingham acolo pe center forward. Echipă destul de bună, însă, da, noi o să intrăm mai bine. În mijloc, Camavinga. Arda Güler se pare că este și el aici. Paqueta, Valverde și Zidane, dar... Na, destul de slăbuț mijlocul, să fiu sincer. În defensivă, Brett White. Cancelo pe dreapta, ok, ok. Lucas Hernandez. João Mario. Militao în continuare și Ribeiro, da, echipă destul de interesant, dar mult mai slabă și în poartă, sigur, în continuare Courtois. Sincer să fiu, nu o să acceptăm, nu o să acceptăm, din cauza că echipa este mult mai slabă față de Liverpool, eu așa cred, din cauza la mijloc și la defensivă, ba chiar și portarul, pentru că are 35 de ani, așa că o să refuz, deși ar fi singura șansă, o să refuz și așteptăm alte oferte. Dacă primim. E bine, și efectiv am rămas o săptămână din perioada de mercat, așa că vom merge și vom da de rată la cam cea bună echipe, să vedem până la urmă la ce echipă se duce. E bine, și avem aici o roată foarte, foarte frumoasă cu 6 echipe, Bayern München, Manchester City, Barcelona, PSG, Atletico Madrid și Arsenal. Hai să vedem totuși care pică și ne pică Manchester City, ok, interesant, interesant. E bine, și până la urmă suntem și noi la City și este până și Vinicius la City. O să fie cam aglomerat aici, pentru că este și Gonzalez și Lee Kang-in și ba chiar este și Doku la echipă, da, destul de aglomerat. Însă uitați-vă și voi ce echipă are. Toți au 70 plus over, uitați-vă și voi. E bine, cam așa va arăta echipa, eu zic că arată destul de bine și că o să se descurce destul de bine acolo. Desigur, în atac Haaland cu Vini, foarte, foarte bun duul acela. În sezonul acesta, haideți să vedem ce putem să-i punem lui Vini și se pare că putem să-i punem un support winger, poate crește ce mai rapid, așa că asta o să-i punem. E bine, și până la urmă simulăm și noi sezon cu numărul 5 să vedem ce reușește să facă Vini data asta la City. Haideți să vedem în sezonul cu numărul 5 în 2027 cine câștigă balonul de aur și se pare că este Vinicius Junior, mă, bine, mă, Vinicius Junior câștigă din nou balonul de aur, din nou și din nou și din nou. Al doilea balon de aur al său. E bine, sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată Vinicius și are 98 overall, destul de bine acolo. Echipa se pare că a crescut și ea. Totuși, hai să vedem ce a reușit să facă Vinicius în primul sezon. Se pare că a reușit 31 de goluri. Haaland este mai sus la goluri, însă 24 de asisturi. Incredibil câte asisturi a reușit să dea Vinicius Junior. 55 de contribuții în 55 de meciuri. La gheata de aur reușim? Reușim în sfârșit o gheata de aur, mă, bine, mă. Reușim o gheata de aur, 24 de goluri la egalitate cu Saka, însă amândoi luăm gheata de aur. În Premier League totuși, nu pot să cred, bă, nici cu City, ba chiar Liverpool este mai sus, incredibil, dacă nici cu City nu reușim, nu înțeleg, da, ok, ok. FA Community și reușim, nu reușim, ne bate Arsenal, bă, frate, bă. Emirates FA Cup reușim totuși, nu reușim. Câștigă Chelsea, pe bune, Chelsea.
Carabao Cup, haide, un trofeu, aia zic, măcar un trofeu, batem pe Liverpool. Haide să vedem ce a făcut și în Champions League, se pare că a terminat în cupa cu 1 cu 13 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Braga, pe care o batem cu 6 la 4, bine, bine acolo. În quarterfinals însă dăm de Juventus, bă, care ne scoate cu 5 la 2 la general și câștigă Real Madrid pe bune. Efectiv le-am refuzat oferta și acum uite că câștigă Champions League. E bine, suntem în sezon cu numărul 6 și în sezonul acesta s-ar putea ca Vinicius Junior să ajungă la 99 overall. Însă noi trebuie să-i dăm undeva un plan bun și văd că support winger sau un wide playmaker pentru el ar fi bun. Așa că, da, cred că o să-i dăm un wide playmaker, crește la mai multe stațiuri bune. E bine și haide să simulăm și sezonul cu numărul 6, să vedem dacă reușește până la urmă Vinicius să câștige și el un Champions League. Că nu reușește, sau cine știe, balon de aur. În sezon cu numărul 6, haide să începem câștigă balon de aur și se pare că este Vinicius Junior, mă, din nou. Bine, mă, Vinicius Junior, 3 baloane de aur pentru el. E bine, sezonul cu numărul 6 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată să-l bine, vine ajuns la 98 overall. El a reușit să scrie 39 de goluri, mă, asta zic, mă, asta zic, 39 de goluri și 17 asisturi. Hai să vedem că reușește și se pare că reușește cu 26 de goluri să câștige gheata de aur. Premier League totuși câștigăm, în sfârșit câștigăm și noi o ligă în sezon cu numărul 6 tocmai. Câștigăm Premier League. Emirates SF Cup reușim, nu reușim aici, câștigă Manchester United. Carabao Cup totuși, nu reușim nici aici. Haideți să vedem totuși în Champions League ce reușim să facem. 18 puncte, trebuie pe locul 1. În round of 6 se pare că dăm de Galatasaray pe care o bate cu 5 la 3. În round of 6 se pare că dăm de Bergamo Calcio, adică Atalanta, pe care o batem cu 5 la 4 la general. În semifinal se pare că dăm de Real Madrid, care ne scoate la penaltiuri, wow, la penaltiuri ne scoate cu 5 la 3. Iar câștigă Barcelona, ok, ok. E bine, suntem în sezon cu numărul 7 și în sezonul acesta. Hai să vedem dacă reușim să-l ducem pe Vinicius Junior la 99 overall. Și din câte văd, cel mai bine i-ar sta un wide playmaker ca să mărim passing-ul. Nu prea are sens să-i dăm inverted winger chiar dacă are nevoie de el, nu are sens, așa că o să-i dăm pe wide playmaker. E bine, se pare că la echipa aceasta nu prea avem un portar de rezervă. Iar Ederson are totuși 35 de ani, așa că ar cam trebui să facem un nou portar, măcar un transfer să facem și noi. E bine, și o să-l transferăm pe Diogo Costa, de ce nu? E bine, și mergem să rămânem pe Diogo Costa pe portar aici și o să ne ajute foarte, foarte mult. Simulăm sezon cu numărul 7, să vedem ce reușește să facă Vini în continuare la City în Premier League, să sperăm că vine Champions League-ul. Hai să vedem în sezon cu numărul 6 în 2029, cine câștigă balonul de aur și se pare că este... și se pare că este Vinicius Junior din nou și din nou și din nou. E bine, sezon cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Vinicius Junior și are 99 overall, mă, bine, mă. El a reușit să înscrie 24 de goluri și 17 asisturi, destul de puțin. Clar, la gata de aur, da, este Haaland, pentru că a fost foarte bun acolo, a marcat golul și noi suntem tocmai pe locul 10. În Premier League totuși nu putem să câștigăm Premier League. Se pare că durăm pe locul 2, Liverpool pe locul 1 cu 81 de puncte. FA Cup și reușim 3-0 versus Manchester United. Emirates FA Cup reușim, nu, este Tottenham aici, ok. Carabao Cup reușim totuși, nu, este din nou Tottenham, ok. Haideți să vedem ce a făcut totuși în Champions League, se pare că terminăm cupa pe locul 1 cu 16 puncte. În round-ul 6 se pare că dăm de Milan pe Grobante cu 4-3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Real Madrid pe Grobante cu 6-2 la general, am spart efectiv. În semifinal se pare că dăm de Atletico Madrid pe Grobante cu 3-0. Iar finalul vom juca versus Barcelona, hai să vedem că reușim să câștigăm și 3. 2, 1 și nu pot să cred, ne bate Barcelona la penalti cu 4-2. E bine, suntem în sezon cu numărul 8 și în sezonul acesta, hai să vedem ce mai trebuie la echipă, pentru că nu prea putem să-l mai transferăm clar pe Vini, așa că cam va rămâne la City. Însă totuși, haide să câștigăm și o dată Champions League-ul acela. Și ca să face chestia asta, clar avem nevoie de un portar de rezervă. Se pare că Ederson a plecat și el până la urmă și trebuie să acoperim acest spațiu. E bine, și de ce nu, haide să luăm pe David Raya, un portar foarte bun
și care costă foarte mult. E bine, și haide să-l punem pe banca de rezervă aici foarte, foarte bine. Mergem la Vini și hai să începem să-i dăm ca să menținem overall-ul, de ce nu? Și o să-i dau un inverted winger. E bine, haide să simulăm în sezon cu numărul 8, să sperăm că vine o dată Champions League-ul, pentru că Vini n-a reușit nici măcar unul. Haide să vedem în 2030 cine câștigă balonul de aur, probabil că o să fie Vini și este Haaland. What? What? De unde a apărut Haaland în această ecuație? Wow, ok, ok. Bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Vinicius și are în continuare 99 overall. Însă uitați-vă la Haaland, care a câștigat balonul de aur, 97 overall pentru el. Hai să vedem la goluri. Se pare că este Haaland, ok. Dar nici Vini nu stă foarte rău aici cu 23 de goluri și 13 asisturi. Hai să vedem gheata de aur. Da, n-ave nicio șansă. Când e Haaland la echipă, n-ave nicio șansă. 24 de goluri pentru el. În Premier League totuși câștigăm. Bine, mă, la un punct, la un punct distanță față de Chelsea, reușim să-i batem, câștigăm Liga cu 76 de puncte. Emirates FA Cup reușim, nu reușim, este Brentford, ok, ok. Carabao Cup totuși, wow, este Chelsea, ok. În UEFA Champions League, haideți să vedem ce am făcut, se pare că trebuie în grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 6 dăm de Sevilla pe Corbate cu 5-3 la general. În quarterfinals dăm de Roma pe care o spargem cu 4-1 la general. În semifinale dăm de la Atletico Madrid pe care o batem și pe aia cu 4-3, iar suntem în finală cu Barcelona, unde a câștigat acolo versus Chelsea cu 3-1. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm finala, în sfârșit finala UEFA Champions League. Să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim. În sfârșit câștigăm și noi un Champions League cu 2-0. E bine, suntem în sezon cu numărul 9 și acest sezon nu mai trebuie să facem nimic la echipă, este pregătit aici. Cât și Vinicius Junior al nostru, care are 99 overall. Lui ce ai putea să-i dăm este... Opa, nu, nu, nu transfer list, pentru că oricum nu putem să-l vindem. Hai să vedem tot ce putem să-i dăm. Ok, da, tot un inverted winger. Parcă în 55 săptămâni ajunge la 100 overall. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușește să facă Vinicius. Vrem desigur un balon de aur, pentru că sezonul a 3 ori la câștigă Haaland și un Champions League. În sezonul 9, totuși, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur. Dacă sezonul trecut a fost Haaland, în sezonul acesta, haide, nu pot să cred. Bă, și mă așteptam să fie Haaland, pentru că am scris mai multe goluri decât noi. Ha. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată Vinicius Junior și are 99 overall în continuare, însă Haaland, uite-te la Haaland, 98 overall, incredibil. Haideți să o zână sasul la creușim, în sfârșit, în sfârșit l-am întrecut pe Haaland, 47 de goluri și 14 asisturi, incredibil. Incredibil. Haide, la gheata de aur, clar, 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 28 de goluri, și pe care la egalitate cu Haaland, 28 de goluri. În Premier League, totuși, reușim clar cu 96 de puncte, wow, full în locul 2, wow, ok, ok. FA Community Shield, wow, pierdem versus Brentford. Ok. Emirates FA Cup totuși, nu câștigăm, câștigă aici Arsenal. Carabao Cup totuși, nu, câștigă Manchester United. UEFA Super Cup, haide, știi că avem nevoie. Bine, mă, bine, mă. 3-2 versus Spurs. Haideți să vedem ce am făcut totuși în Champions League și se pare că trebuie în grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 6 dăm de Torino pe care o spargem efectiv cu 8-3. În quarterfinal se pare că dăm de PSG pe care o scoatem cu 4-2 la general. În semifinal dăm de Juventus pe care o scoatem cu 4-1 și vedem că Real Madrid se scoase de Real Sociedad. Ok, ok, interesant, interesant. Suntem în final cu Real Sociedad, a doua șansă noastră să câștigăm finala UEFA Champions League. Hai să vedem că reușim. 3, 2, 1 și reușim cu 3-2 să o batem pe Real Sociedad și câștigăm din nou a doua oră consecutiv UEFA Champions League. E bine, și în sezonul cu numărul 10, ce mai putem să facem efectiv noi ca să câștigăm ceva? Ce mai putem să facem? Avem echipa perfectă cu Vini și Haaland aici, aproape amândoi să ajungă la 99. În rest, echipa arată chiar foarte bine și foarte dotată pentru acest sezon. Totuși lui Vini, ce puteți să-i mai dăm lui Vini? Pentru că chiar dacă nu crește în overall, crește în stats-uri și da, presupun că dăm în continuare shooting, da, și în 4 săptămâni ajunge la 100 overall. E bine, și simulăm și sezonul cu numărul 10, haideți să câștigăm efectiv tot, tot ce se poate, pentru că nu degeaba suntem în ultimul sezon. Haideți să vedem în sezonul cu numărul 10, în ultimul sezon, cine câștigă balonul de aur. Hai să vedem, clar trebuie să fim noi și se pare că este Vinicius Junior înapoi. Câștigă Vinicius Junior, cred că avem 5 balone de aur, 5 sau 6, nu mai știu. E bine, ultimul sezon, sezonul cu numărul 10 s-a terminat.
terminat. Hai să vedem totuși cum arată Vinicius și are 97 overall. A scăzut, da, a scăzut. Totuși la stats-uri ar spunea că s-a răsfărat destul de bine. 40 de goluri, clar sezonul cea bună a lui. Cred că este ăsta, sau dacă nu, cel precedent, pentru că sezonul acesta 40 de goluri și 21 de asisturi, efectiv a rupt Vinicius. Hai să vedem gheata de aur totuși, da, câștigăm clar gheata de aur cu 24 de goluri. În Premier League totuși reușim la egalitate de puncte, însă câștigăm la gol averaj, reușim să-i batem pe cei la Arsenal și să câștigăm noi Premier League. În FA Community și reușim să câștigăm cu 4-0, wow, e un spar personal. Emirates FA Cup reușim, 3-1 versus cei de la Newcastle. Carabao Cup totuși, reușim și Carabao Cup cu 3-1 îi batem pe cei la Chelsea. UEFA Super Cup reușim și UEFA Super Cup. Ok, până acum avem efectiv toate trofeele. 3-1 versus Inter, mai rămâne desigur Champions League. Unde în Champions League vedem că trebuie grupa pe locul 1 ca de obicei cu 16 puncte, însă suntem scoși în stand. Bă, trebuia să intervine ceva, să se întâmple ceva. Suntem scoși în stand de cei de la Inter la penaltiuri cu 4-2 direct din round-ul 6 și câștigă Real Madrid. Ok. Prima echipă la care a fost Vini câștigă. E bine, cam asta a fost simularea lui Vinicius. O simulare destul de interesant, mai ales pe final a fost foarte, foarte interesant. Începutul mai greu cu transferul, cu overall-ul care crește prea rapid, prea mult. A fost o simulare chiar destul de grea, chiar dacă a fost un jucător bun. Însă totuși ce ne interesează este să vedem dacă a reușit să îl întrecem pe Neymar. Și aici aveți ambele staturi. Aveți staturile lui Vini și staturile lui Neymar. Cam astea au fost comparațiile. Acum în mod normal nu le văd, dar voi știți exact care a fost mai bun. Și dacă până la urmă în viitor, ce știe, poate ne trece Vini pe Neymar. E bine, cam asta a fost videoclipul. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați plăcut deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa!